O manifestare în premieră pentru orașul nostru se va desfășura în piața Roman Vodă în perioada 4-7 aprilie. La festivalul racilor și al fructelor de mare se vor găti sute de kilograme de raci, creveți, caracatițe, calamari, scoici, homari și nu numai. Festivalul racilor și fructelor de mare a început acest tur culinar, zicem, acum un an și a venit și rândul orașului Roman să vin la Roman să facem spectacol cu pește și fructe de mare. În evenimentul nostru vom găti o paletă largă de produse, de la scoici, creveți, caracatiță, calamari, midii, rapane, cam tot ce se găsește în ocean și diverse feluri de pești. Pești mai exotice, am putea spune, ne mai întâlniți în magazinele sau hipermarketul din România, făcând astfel evenimentul nostru să fie unic. De ce ar trebui să vină romașcanii să vadă măcar despre ce este vorba? Să încerce și alt gust. Fructele de mare deja au devenit dintr-o nișă, sunt un segment de piață, tot mai multă lume consumă. E cunoscut faptul că sunt bune, nu au grăsimi, pline de vitamine și pentru gust și pentru a încerca deschiderea la nou. Moldova a reacționat foarte bine la evenimentele noastre, așa că noi venim super pregătiți să putem oferi de mâncare întregului oraș. Acest proiect s-a născut din dorința de a face cunoscut publicului larg gustul deosebit al acestor crustacee și spectacolul oferit de prepararea lor, dar și din intenția de a facilita consumul preparatelor pe bază de raci.